am fost foarte bine primit și sunt mulțumit de ceea ce primăria Mioveni a făcut și ceea ce și eu până acum am făcut pentru ei. Vor ceea ce cer toți românii, locuri de muncă în primul rând, un sistem de sănătate stabil și un sistem de educație stabil. Și acestea sunt puncte din programul nostru și bineînțeles că n-a fost foarte greu, ci chiar ne-a fost la îndemână să le spunem că le susținem, pentru că aceste lucruri le-am spus și noi de ani de zile și le-am și efectuat în măsura în care am putut. Acum, cu majoritatea care sunt sigur că vom avea în Parlament, le vom pune și în aplicare. Îmi doresc pentru toți cetățenii României legi drepte care să fie făcute pentru oameni și care să repare cea mai mare parte dintre nevoile pe care aceștia le au, a declarat Simona Bucura Oprescu, candidat USL pentru Camera Deputaților, Colegiul Mioveni. Trebuie să avem o salarizare corectă pentru cei care lucrează în cercetare. Trebuie ca pentru tinerii care provin din localitățile din județul Argeș și pentru tinerii din România să avem șanse egale la educație, analize gratuite pentru tinerele mame, un mediu fiscal corect pentru oamenii de afaceri și încurajarea administrației publice locale cu consultarea acesteia și cu venituri cât mai mari la bugetele locale. Anuna tu față de alți candidați, pentru că ei trăiesc și sunt în Mioveni de ani de zile. Eu le transmit să aibă încredere în echipa USR-ului de la Mioveni, să aibă încredere în primar, că niciodată nu i-am dezamăgit, și să voteze la poziția 1 Șerban Valeca și Simona Oprescu.